Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în berbec. În primul rând, pe 2 aprilie, retrogradează Mercur în berbec în casa voastră întâi. În primul rând, în perioada de retrogradare, Mercur va face un pas înapoi, metaforic vorbind, pentru a relua temele pe care, pe parcursul lunii martie, le-ați avut în minte, în dezbatere, ceva ce v-a atras foarte tare atenția. Casa întâi este a eu-ului, vorbim despre berbec, a fi, identitatea mea. În această perioadă, Mercur va fi rebel, va tăia conexiunile într-o oarecare măsură cu mentalul colectiv și vă va aduce oportunitatea și prilejul să vă identificați propria voastră persoană, să înțelegeți cine sunteți, ce vreți de la viață, ce căutați aici, ce vă place, ce iubiți. Este ca și când ne întoarcem în trecut și ne amintim și ne reamintim cine suntem. Este o șansă, evident, dacă veți lucra la acest aspect important. Pot reveni din trecutul vostru teme de interes, gânduri pe care le-ați lăsat deoparte, idei pe care le-ați lăsat deoparte, proiecte pe care le-ați lăsat deoparte. Se reiau acum discuțiile pentru a relua un anume tip de activitate, pentru că vorbim despre berbec, acțiune, a face, a fi. Pe 5 aprilie se alătură și Venus aici în poveste și vine și aduce energie, multă, magnetism, atrag atenția asupra mea, atrag privirile celor din jurul meu și Venus este zeița iubirii, cea care ne vorbește despre resurse, despre stimă de sine, despre frumos. Vreau acum să reiau ceva în viața mea și am forță, am putere pentru că am carismă și oamenii mă vor privi, oamenii mă vor asculta. Pe de altă parte, Venus aici poate readuce, redeschide niște răni, niște cicatrici vechi în zona relațiilor de iubire pe care acum să le închideți odată și pentru totdeauna, pentru că luna aprilie cam despre asta este pentru noi toți. Pe 8 aprilie are loc faimosul eveniment de lună nouă din berbec sau eclipsa de soare din berbec, pentru care voi face separat și o citire. În general, când se petrec eclipsele de soare, acestea marchează profund schimbări majore în viețile noastre. Această eclipsă se petrece în jurul nodului nord al liniei noastre de destin. Este ca și când te-ai născut, ai trăit până acum și acum înțelegi de ce. Evident, dacă îți dorești acest lucru, pentru că s-ar putea aceste evenimente să treacă pe lângă noi lejer și noi în continuare să rămânem în adormire. Această eclipsă îți aduce putere. Puterea să te redefinești este eclipsa regilor, a celebrităților, a conducătorilor, a liderului. Pentru voi, primul semn al zodiacului fiind care aveți legătură cu axa identității și a relațiilor, aduce acea conștientizare și identificarea compromisurilor. Unde am compromis, unde am lăsat de la mine, unde am spus ceea ce ceilalți voiau să audă, unde nu m-am luat în seamă pe mine, cine sunt eu, ce-mi doresc eu să fiu și unde m-am mulat eu pe situații, pentru că toate aceste lucruri nu fac decât să mă țină captiv aici, în această rană. Cine am urmat atunci când nu-mi doream să o fac? Sau ce anume am iubit, ce am vrut să fac în această viață și nu am reușit până acum pentru că nu am avut cadrul potrivit sau am fost în vreo relație care mi-a limitat accesul la propria mea voință, dorință. Această eclipsă vine cu începuturi, începe un nou ciclu de viață și este unul deloc întâmplător. Este un ciclu care corespunde cu vibrația acestui an a dezvăluirilor. Se dezvăluie, poți avea acces din interiorul tău să te cunoști mai bine, să te descoperi mai bine și să înțelegi ce anume te bucură în această viață, de ce ești aici, care ți-e rana ta ancestrală, cum o poți vindeca tu personal, dar și cum poți, prin acest mental colectiv, prin a face parte din lumea în care trăim, să îi ajuți pe ceilalți, pentru că noi suntem toți aici
și ne influențăm reciproc. Mergem mai departe și pe 19, soarele intră în Taur, în casa voastră a doua, în zona resurselor materiale, unde veți avea destul de multă activitate. Să spunem că veniturile voastre cresc, că se întâmplă ceva aici la nivel de salariu, de corp fizic, frumusețe, stimă de sine, resurse materiale. Pentru că pe 21 are loc de asemenea faimoasa conjuncție dintre Uranus și Jupiter. Această conjuncție are loc în general odată la 14 ani. Însă, în Taur, pentru noi nu se va mai petrece în această viață. Iar Taurul vorbește despre resursele noastre materiale, despre bani lichizi, despre proprietăți, despre iubire și stimă de sine, dar și despre confort. Jupiter are legătură cu politica, cu chestiunile internaționale, cu expansiunea, cu străinătatea. În timp ce Uranus este planeta inovației, este planeta care vine cu șocuri, cu surprize, cu chestiuni care apar neprevăzute, realmente de nicăieri. Poate veni această eclipsă cu șocuri și cu surprize, dar și cu daruri și cu oportunități. Tot felul de lucruri se pot întâmpla aici, în zona aceasta a proprietăților sau a resurselor financiare. Ceva ce se tot petrece aici iese la suprafață. Veți fi puși poate în fața unor fapte împlinite care au legătură cu planul vostru financiar, cu salariul vostru. Nu spun că ceva se încheie, nu spun că ceva pornește, dar ceva iese aici la suprafață, ceva vă va atrage atenția. Este acel moment în care să vă deslănțuiți creativitatea, este acel moment în care să vă faceți un upgrade, să treceți la următorul nivel, să luptați mai mult, să vă activați voința, determinarea, în funcție de ceea ce vă place vouă în această viață, pentru că eclipsa vă susține pe voi în mod deosebit să porniți ceva. Este nevoie de energia voastră, este nevoie de vindecarea voastră pentru întreaga lume. Uranus cere noutate. Uranus vrea îndepărtarea de vechile valori, de rigiditate, de vechile structuri. Vrea noutate. Cum poți acum să te descurci? Cum poți acum să faci bani? Cine te iubește acum? Poate apărea o surpriză de nicăieri cineva din trecutul vostru, pentru că este Mercur în retrogradare, cu care ați întrerupt o conexiune pasională de iubire și cu care acum să puneți lucrurile cap la cap sau alături de care acum să aveți parte de o finalitate. Poate ceva renaște foarte subit și neașteptat. Pe 24 aprilie avem luna plină din Scorpion în casa a 8-a, a morții și a renașterii și a transformării. În casa sexualității și a puterii personale este o casă karmică a subconștientului, în casa datoriilor, în casa taxelor, impozitelor, pensiei alimentare, în casa resurselor împărtășite, banii partenerului meu. Această axă fizică, metafizică, axa banilor, da, este activată pentru voi în această lună de conjuncția Uranus-Taur, dar și de această lună plină care spune, ok, ceva se întâmplă, fie cu banii partenerului vostru, fie poate aduce un divorț, dacă asta vă doriți, prin care acum partajul să se întâmple natural, amiabil, să nu existe prea mari surprize sau să nu vă zguduie acest tip de evenimente, iar pentru alții dintre voi poate veni cu o finalitate, în sfârșit nu mai sunt banii partenerului și banii mei, suntem la comun pentru că am ajuns în intimitate, să ne înțelegem bine, suntem alchimiști, în sfârșit suntem un cuplu imbatabil, de neînvins și suntem bine așa. Pentru alții dintre voi pot fi niște probleme de sănătate care ies la suprafață acum, să aveți grijă și la acest lucru, pentru că Taurul înseamnă corpul fizic, pentru alții dintre voi pot fi chestiuni legate de taxe, impozite, datorii pe care puteți să le aplicați, puteți să faceți un plan financiar foarte bun acum, puteți să vă eliberați de ceva, pentru că asta spune o lună plină. Pe 25 aprilie Mercur își reia mersul direct și vine această energie cu nevoia de a concluziona. Ce s-a întâmplat în luna aprilie? Bun, acum știi la ce ai de lucrat, acum știi ce vrei, pentru că aceste oportunități sunt odată în viață. Ce faci tu acum cu viața ta? Dacă aștepți ziua de mâine, poți rămâne așteptând. Acum este momentul să acționezi. Acum este momentul să spui ce vrei, să știi cine ești și să știi ce vrei să faci în această viață. Pe 30 martie vine și Marte aici în Berbec și spune, hai! Acum,
Acum ori niciodată este momentul tău să strălucești, este momentul să începi ceea ce ai în minte, este momentul să pleci în acea călătorie pe care ți-o dorești, este momentul să pui stop negativității, este momentul să te detașezi permanent de ceea ce nu-ți mai servește. Pierzi energie vitală, asta spun toate tranzitele în această lună. Nu pierde energia vitală pe lucruri mărunte, pe lucruri care nu contează. Nu-ți da energia vitală oamenilor toxici, oamenilor care nu mai au un sens în viața ta. Și în această lună poți identifica toate aceste lucruri. Vă urez tuturor să aveți o lună aprilie minunată, la mulți ani pentru cei care își vor sărbători ziua de naștere. Să vedem acum ce ne spune energia pentru berbec. Noi începuturi, casa întâi în berbec. Punct, stop, pauză, stop cadru. Noi începuturi, profitați, dragii mei, acestea sunt predispoziții, dar predispozițiile astea se vor rostogoli pe lângă noi dacă noi nu acționăm, nu ne încălțăm și nu ieșim pe ușă. Vor rămâne aici în YouTube doar predispoziții dacă nu facem ceva pentru a ne schimba viața. Putem auzi de mișcări globale, la nivel internațional, că se întâmplă niște lucruri. Bun, și eu cine sunt în povestea asta și ce am de făcut? Și disciplină financiară, pentru că, iată, avem foarte interesant luna plină din casa 8-a din Scorpion, casa 4-a, de unde am preluat tiparele, de unde spun mereu ce scump este totul. Nu știai când erai copil mic că lucrurile sunt scumpe, te-au învățat părinții, da? Adică asta înseamnă că ai preluat lucrurile acestea, poți prelua inclusiv o boală, poți prelua tiparul comportamental, fără să-ți dai seama, noi suntem copia mediului în care ne-am dezvoltat. Vorbim aici și despre casa a 12-a care se regăsește în Pești, unde Saturn și Neptun încearcă să taie conexiunea și aceste arhetipuri cu mentalul colectiv, de unde tu să poți, da, pătrunde singur, prin propria ta dorință, prin propria ta conștiință, să te trezești, să te înțelegi, să știi de unde vii și de ce ești aici în acest moment istoric al umanității. Mai departe pentru berbec. Prosperitate și abundență. Conjuncția dintre Uranus și Jupiter poate aduce aceste lucruri, dar din nou este vorba despre mentalul vostru, despre acțiunea voastră, despre curajul vostru de a iniția lucrurile la care vă gândiți. Este vorba despre capacitatea voastră de antreprenoriat, este vorba despre munca voastră susținută și efortul vostru susținut în această lună. Ai nevoie de tact și de diplomație. Am avut în luna martie eclipsa de lună din balanță, din casa voastră a șaptea, unde posibil să fi avut parte de interacțiuni cu ceilalți, cu oamenii cu care aveți o relație conștientă unul la unul. Și de unde să fie o nevoie sau unde să fie o nevoie de acum înainte să acționați cu mai mult tact, cu mai multă disciplină, când vine vorba despre clienții voștri, despre partenerii voștri de afaceri, despre partenerul de viață, pentru că toate acestea vă aduc vouă abundență și prosperitate. Este o lună foarte bună pentru berbec, pe care vă recomand din tot sufletul să o traversați conștient. Este o lună de mare impact pentru berbec. Și vă recomand să o traversați conștient. Să vedem. În zona relațiilor avem temperanța. În zona planului material avem nebunul. În zona planului emoțional avem șase de monede. În zona planului relațional, în zona relațiilor, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Rece nu în sens negativ, ci detașat. Privește ca un fin observator ce se întâmplă în jurul tău pentru că te vei înțelege mai bine și pe tine. Pentru cei care sunteți singuri, liniștiți-vă, trăiți-vă viața frumos, fiți sănătoși, fiți bine cu voi, cu sufletul vostru, pentru că aici acest nou început îți spune că poți avea parte oricând de cineva. Dacă cineva nu este prezent în viața ta acum, este pentru că ai altceva mai bun de făcut cu timpul tău și nu spun degeaba ca să rămână aici pe YouTube înregistrat. Ai ceva important de făcut.
Sufletul tău îți cere să te uiți la tine, să te vindeci, să te iubești, să te înțelegi. Și apoi vine cineva lângă tine care să-ți stea la braț, pe-al cărui umăr să pui capul. Temperanța spune că te poți împăca cu cineva dacă asta îți dorești, că te poți împăca cu faptul că ești singur acum, că poți să fii foarte liniștit în această lună aprilie și hopa, apare magicianul, apare un nou început, apare cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, pentru unii dintre voi fie apare divorțul și voi veți fi foarte liniștiți pentru că într-o oarecare măsură ați avut așa teasere și idee că s-ar putea petrece sau în sfârșit finalizați un divorț și este amiabil și toată lumea este liniștită, fie va fi o liniște deplină în relațiile voastre pentru că atenția voastră va fi distribuită sau va fi direcționată către casa a doua, către conjuncția Uranus-Taur, care vă va spune, suflet dragă, acum ori niciodată. Trebuie să faci ceva pentru tine, pentru planul financiar, pentru stima ta de sine, să te descoperi și să nu te mai lași ghidat de compromisuri, de validare din exterior. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici pentru unii dintre voi s-ar putea să fie posibilă revenirea cuiva în viața voastră, dar va fi nevoie de inteligență, de sclipire, de tact și diplomație pentru ca lucrurile să se poată înfăptui, pentru ca voi să vă puteți împăca. Altminteri, într-o caracteristică foarte impulsivă, într-un tsunami emoțional, nu se pot face lucrurile. Avem aici 7 de cupe. În această lună, toți berbecii vor căuta liniștea. Va fi o lună în care, chiar dacă energia va fi foarte intensă, luna aprilie va fi despre voi. Casa întâi, cine sunt, ce vreau, ce îmi place să fac. Nu neapărat despre relații, pentru că eclipsa se produce pe berbec și berbecul este a fi. În balanță am avut eclipsă în luna martie. Ce vreau, ce-mi place, ce-mi doresc de la cineva în relații? Sau poate unii dintre voi veți analiza, vă veți gândi la posibilități care pot apărea în relațiile voastre, aveți chestii la care vă gândiți, vreți să începeți ceva, vreți să intrați într-o relație cu cineva, cineva vă curtează, este o lună de analiză, regele de monede. Oare ce vrea omul ăsta de la mine? Uite că pot apărea diverse situații în care să cunoașteți pe cineva și să ajungeți într-o relație stabilă. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, lucrurile sunt pe o linie de plutire și cumva această lună vă poate aduce deznodământul final unora dintre voi sau convingerea, validarea, confirmarea că lucrurile sunt exact așa cum trebuie și că voi sunteți liniștiți în bucățica voastră acolo în relație, că lucrurile merg, dar s-ar putea unii dintre voi să vă dați seama totuși că este o relație mai mult de compromis. Și 10 de cupe. Până la urma urmei, în relații, în această lună, berbecii vor fi liniștiți. Mai degrabă decât liniștiți, îndrăznesc să spun că în această lună berbecii se vor convinge dacă persoanele la care se gândesc, cu care sunt într-o relație, sunt ceea ce trebuie pentru a mai fi în preajma lor în acest viitor incert. Unii dintre voi veți primi confirmarea că sunteți în parteneriatele potrivite, alții dintre voi veți primi confirmarea că cineva vă iubește, că cineva vă îndrăgește, că ați reprezentat și că reprezentați în continuare ceva important pentru o anume persoană, iar pentru cei care sunteți singuri, poate reprezenta confirmarea că, uite, după atâta frig și ploaie, iar răsare soarele, că lucrurile se pot schimba într-o secundă pentru voi și că puteți cunoaște pe cineva. Elementul spiritului, oh, trinitatea, eterul, sursa energiei, akasha, trecutul vostru vă dă târcoale și aici nu spun neapărat cineva din trecut, poate fi, evident. Vă spun că este vorba despre ceva din sufletul vostru. Sufletul vostru vă șoptește în ureche pe parcursul acestei luni. Cine sunteți, de unde veniți și de ce ați trăit până acum un anume tip de experiență? De ce ați avut anumiți oameni în viața voastră? Pentru că veți vedea
că toate relațiile voastre de până acum v-au dat forță să vă construiți în cine sunteți astăzi. Vorbim despre vitalitate, cui o dau, cu cine mi împart viața, cine îmi stă alături, cine merită să fie aici, pentru a nu face risipă de energie. Vin vremuri interesante pentru berbeci, dar vremuri frumoase și încă o carte, o nouă iubire. Fie vă convingeți că soțul, soția, partenerul, partenera este exact cum am spus ceea ce trebuie și vă liniștiți, fie cunoașteți pe cineva nou, fie cineva din trecutul vostru poate reveni către voi și o va face așa tăcut, metodic, calculat, cu tact și diplomație. În zona planului material, disciplina financiară, trebuie să o luați de la capăt, să faceți ceva aici, să vă reglați mai bine conturile, să fiți mai atenți la ce cheltuiți, pe ce cheltuiți și să vă faceți un plan de investiție. Este un nou serviciu, sunt noi colaborări, noi parteneriate, mă eliberez de niște datorii, închid un card de credit, achit un credit, fac ceva, se întâmplă ceva. Achit o datorie, cât de mare, cât de mică. Pot să plec de la locul ăsta de muncă, ceva se schimbă în rutina mea și îmi place. Ia uite judecata. Îmi reiau activitatea. Dacă sunteți în maternitate, vă întoarceți la serviciu doamnelor. Dacă până acum ați avut piedici, cumva dintr-o dată se deschide ușa, dar ușa nu e mică, este o poartă mare de la o cetate, de la un castel, poarta către abundență. Regina de Băte este, să știți, o revenire. Vi se dă o șansă să faceți ceea ce trebuie, ceea ce trebuie să faceți. Voi aveți un sens, un scop, unii dintre voi, să fiți faimoși, să fiți văzuți, contați, sunteți un lider de opinie undeva sau aveți o anume misiune, aveți un anume talent pe care nu-l folosiți și această lună vă va împinge în acea direcție. 6 de monede. Cât veți da, aia veți primi. Abundența este aici, la ușa voastră, dar dacă voi nu auziți când vă bate la ușă, lucrurile pot rămâne exact așa cum le-am relatat aici, predispoziții. O schimbare majoră pentru voi la nivel de plan financiar, un nou serviciu, poate fi cineva din trecutul vostru care vă caută să reluați o colaborare, puteți să reluați voi ceva ce ați făcut în trecutul vostru, pentru alții dintre voi pot fi studii noi, pentru alții dintre voi poate fi faptul că până acum nu ați avut un serviciu și în sfârșit vă doriți, sau chiar dacă sunteți la pensie, încă mai puteți face ceva. În zona emoțională, 6 de monede spune, nu este nici rău, nu este nici bine, este o lună în care voi avea grijă în ce investesc emoție, în ce investesc energie, pentru a mă menaja. În această lună, berbecii se vor menaja. Pentru alții dintre voi va fi atitudinea celorlalți care va fi mai deschisă față de voi. 7 de cupe. Uite, vedeți că este ca la relații. Ce să fac? Este o lună de analiză în care vă faceți planuri. Vă mai puteți face planuri încă. Această conjuncție a planetei Uranus cu planeta Jupiter, cu marele benefic, poate lua amploare foarte rapid, foarte, foarte rapid. Și apoi Jupiter se mută în casa voastră a treia, în zona comunicării, unde trebuie să începeți să faceți planul pentru ceea ce v-ați propus. Faceți ceva cu viața voastră. Pentru alții dintre voi, este nevoie să mergeți la medic, dar ceva vă ține în loc aici. Uite, vă tot gândiți, tot analizați. Revin asupra ideii. Pentru berbeci este o lună de planificat. Nu-i nimic. Acest eveniment vă creează vouă acces către mai bine. Asul de cupe, către mai bine, către locul potrivit, lângă oamenii potriviți, către ceea ce trebuie să se întâmple, astfel încât voi să reușiți, astfel încât voi să fiți bine. Pentru alții dintre voi pot fi niște datorii, niște chestiuni legale, pentru că Jupiter are legătură cu legea, cu Uranus acolo, ceva chestiuni neașteptate la nivel financiar, s-ar putea să închideți unii dintre voi o afacere, să aveți niște datorii pe care trebuie să le plătiți, dar vă eliberați și o luați de la început. Nu înseamnă că totul este pierdut, înseamnă doar planuri noi de viitor. Doar tu contezi în această lună pentru tine, nu într-o formă egoistă, desigur, dar este vorba despre ce crezi
care-ți sunt atașamentele și după ce tânjești. Când tânjești după cineva, îți dai puterea. Iar această lună îți spune, puterea este a ta. Tu cine ești? Și confesiuni. Descoperiri, revelații. Să fiți sinceri cu voi înșivă și mesaje pentru alții dintre voi. Această carte înseamnă în felul următor, în sfârșit mă înțeleg, mă accept așa cum sunt, nu mai închid ochii, devin conștient de mine, mă cunosc, știu ce am de făcut, știu când îmi este lene, știu când sunt harnic, știu când vreau, știu când nu vreau. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre cineva care revine. A rămas cu gândul la voi. Persoana asta poate fi și căsătorită, poate avea și copii aici, dar asta nu a împiedicat această persoană să fie cu gândul la voi în permanență, cu ochii deschiși la voi, visa ziua. Uite, sweetheart, nu te-am uitat, iubito, nu te-am uitat, iubitule, pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, cineva vă dezvăluie sentimentele pe care le are pentru voi. Și dacă nu vi le dezvăluie, aici este cineva care stă cu ochii pe voi și vă admiră de la distanță. Așa cum se uită ursul la miere, se uită persoana asta la voi. Și în altul preot, ceva foarte stabil începe pentru voi aici. Fie unii dintre voi sunteți căsătoriți, iar persoana aceasta simte că are o barieră aici, în comunicare, dar s-ar putea totuși să o facă, să treacă peste aceste rigori sociale. Iar pentru alții dintre voi, chiar dacă sunteți căsătoriți, aici este un joc de cuvinte, este o concluzie de care aveți foarte multă nevoie unii dintre voi. Talismanele. Avem nebunul, uite, zero, un început. Și aici avem, am absolvit eclipsa din casa întâi. Vă spune, la drum este timpul să zbori din cuib, pentru că poți. Aici poate fi un rac care va perturba starea de liniște anterior, care va crea ușor disconfort, sau dacă lucrurile au mers prea ușor pentru voi acum, să știți că voi aveți puterea să accelerați sau să reduceți viteza. Sănătate bună sau pentru unii dintre voi probleme cu dantura, provocări cu dantura pe care ar trebui să nu le ignorați. Capricorn, antreprenoriat, lucru manual, ce fac eu cu mâna mea, ce decizie iau eu acum. Se schimbă ceva la nivel de carieră pentru unii dintre voi, de contract de muncă. 2 plus 2 fac 4, 22, număr maestru, începe ceva, construiți ceva, împăratul, o nouă afacere unii dintre voi. Pentru alții dintre voi un nou parteneriat, pentru alții dintre voi este un nou serviciu, prietenii nu mint. Puteți intra în parteneriat cu niște prieteni sau încheiați un parteneriat cu niște prieteni pentru a porni pe cont propriu. Adică vă îndepărtați de o veche colaborare pentru a porni pe cont propriu. Uite aici, voi sunteți cine ați învățat că sunteți, nu cine sunteți voi cu adevărat. Noi suntem spirit în materie și în această lună există o trezire spirituală masivă la nivel global. Aici avem Iepurele alb din Alice în Țara Minunilor, o transformare majoră prin casa a 8-a în Scorpion, care ne arată drumul, calea, care ne spune că noi știm să supraviețuim indiferent de ceea ce se petrece în lume, că noi suntem aceiași de mii de ani și că oricât de greu ne-ar fi, da, uite, oricât de greu ne-ar fi, aici vorbim despre măseaua de minte, măsea de minte care are legătură cu glanda pineală și care ne spune că este timpul să ne reconectăm la sufletul nostru, atenție la mândrie, atenție la trufie, pentru că singurul lucru care vă stă în cale acum, din propriul vostru progres, este mândria și trufia, din cauza acestei vibrații a lui eu știu mai bine, s-ar putea să vă îndepărtați de abundență,
Este bine, uite, 6 de monede este aici, să ținem cont și de părerea celorlalți, pentru că nu știm niciodată de unde ne vine un sfat bun. Trifoiul, noroc pur pentru berbec în luna aprilie și inițialele LB, pentru unii dintre voi poate fi o sarcină neașteptată, dar binevenită. Pentru alții dintre voi, mingea este la voi în teren, este momentul să faceți o mișcare. Pentru alții dintre voi, vă treziți spiritual. Poate unii dintre voi treceți prin noaptea neagră a sufletului acum. Pentru alții dintre voi este un bilet, biletul către o călătorie fără destinație. Cel puțin așa pare acum, însă destinația este viața. Pentru alții dintre voi este un mesaj care schimbă multe lucruri în această lună, mai ales la nivel de suflet. Pentru alții dintre voi este ceva ce auziți, auzul vostru este încântat în această lună de ceva anume, sau schimbați-vă frecvența, ridicați-vă vibrația, pentru că veți vedea lumea printr-o altă perspectivă. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, plină de iubire, să fiți bine și sănătoși și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!